Un incendiu devastator s-a declanșat în localitatea Bâlvănești, punând în pericol atât mediul înconjurător, cât și locuințele cetățenilor. Flăcările care au cuprins deja o suprafață de aproximativ 200 de hectare continuă să se extindă cu repeziciune, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, caracterizate prin uscăciune avansată. La fața locului, 46 de pompieri împreună cu 4 pădurari și echipele Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență depun eforturi susținute pentru a limita extinderea incendiului și pentru a proteja gospodăriile din apropiere. Echipajele au acționat cu 6 autospeciale de stingere cu apă și spumă, un ATV, saci stingători și unelte genistice, încercând să oprească avansarea flăcărilor care amenință să facă ravagii. Intervenția este extrem de dificilă din cauza terenului accidentat și a vegetației uscate care alimentează focul. Pentru a asigura siguranța cetățenilor, autoritățile au transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RoAlert, informând populația din zonă despre pericolul iminent și recomandând măsuri de precauție. În aceste momente, 57 de pompieri mehedințeni acționează pentru stingerea incendiilor izbucnite la vegetație uscată și fond forestier de pe raza localităților Bâlvănești, Bâlvăneștii de Jos, Schitul de Sus și Șovarna. Sunt așteptate în sprijin și 2 autospeciale cu 30 de pompieri din cadrul ISU Timiș și ISU Dolj. Reamintim, arderea vegetației uscate este strict interzisă. Având în vedere avertizarea de cod portocaliu de caniculă și riscul ridicat ca incendiile să se propage cu repeziciune din cauza vegetației foarte uscată, facem apel către toți cetățenii să fie responsabili. Nu utilizați focul deschis în locuri cu pericol de incendiu sau pe timp de vânt. Nu utilizați focul deschis în zonele cu uscăciune avansată. Nu aruncați la întâmplare resturile de țigări sau chibrite aprinse. În sprijinul forțelor de intervenție de la sol a fost solicitat un elicopter Black Hawk din cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne. Elicopterul echipat cu sistemul Bambi Bucket a ajuns în județ și a fost utilizat pentru a arunca cantități mari de apă asupra focarelor greu accesibile, intensificând astfel eforturile de stingere. Deocamdată autoritățile nu au raportat victime, însă situația rămâne tensionată. Locuitorii din comuna Bâlvănești sunt sfătuiți să rămână vigilenți și să urmeze toate recomandările primite prin intermediul sistemului RoAlert. Eforturile de stingere vor continua fără încetare, în speranța că incendiul va fi adus sub control înainte de a cauza daune majore.